Știu că este figurant în câteva, în mai multe dosare penale, două au fost deja trimise în instanță. Lucrurile cumva se adeveresc. Cei care au fugit, încet, încet ajung acasă. Să margă în fața instanței, să aibă dreptul la apărare și instanța să se pronunțe pe toate învinuirile care îi se aduc. Dar, da, figurează în mai multe dosare de rezonanță care ține de dilapidarea bunurilor publice, banilor publice, așa mai departe. Dar eu așa, eu un ecou din perioada oligarhului, fugarșul celălalt.